putem afirma cum că statul român este mai rău decât cancerul. Fac această afirmație în deplină cunoștință. Oameni buni, zilnic se îmbolnăvesc câte 500 de copii de cancer. V-a spus odată problema de ce se întâmplă acest lucru? Vă spun eu, pentru că 70-80% dintre familiile din țara românească la ora actuală au salarii de cel mult 600 de milioane. Deci cum poți trăi cu un asemenea salariu? Cum poți avea un copil lângă tine cu asemenea salariu de 6 milioane? Ce putere de procreere poți să ai să naști un copil sănătos, un copil care de mic să bucure de tot ce este mai frumos pentru un copil, de o jucărie, de o hrană, de o îmbrăcăminte ca lumea, că la ora actuală vedeți și dumneavoastră ce se întâmplă în această țară. Suntem într-o situație disperată. Lipsesc medicamentele, lipsesc citostaticele, care nu se mai găsesc. Deci oamenii bolnavi de cancer sunt la ora actuală sortiți pieirii pentru faptul că nici măcar morfina aceea care le mai alina durerea nu se mai găsește. Deci, așadar, nu mai poți nici să mori în România, dar păi să poți crede că poți trăi într-o țară sănătoasă, într-o țară puternică, unde într-adevăr să te bucuri de îngrijiri medicale, de spitale la nivelul celor din vest, cum de altfel ne compară actualii guvernanți, în timp ce noi suntem vai de căpățâna noastră, aș putea spune. Jos Băsescu!